Bine v-am regăsit. O să încep lucrările la mansardă. Cei care mi-ați urmărit canalul de mai mult timp știți că am de gând să încep să-mi amenajez deja o cameră aici sus la mansardă. De asta vreau să fac clipul ăsta, să încerc să vă explic așa cam ce am de făcut, ce anume o să fac, cum o să fac, cu ce o să fac și cam cum se vor desfășura lucrările ce vor urma în perioada următoare aici la mansardă. Nu am toate materialele disponibile, abia am luat o parte din vată, sper să-mi ajungă. Am făcut un clip anul trecut în care v-am arătat ce am luat și cum am luat. O să vă las în dreapta de sus a ecranului vostru să vedeți ce materiale am cumpărat atunci. Aș mai avea nevoie de ceva materiale pentru prima cameră pe care aș vrea să o amenajez aici la mansardă. O să trebuiască să merg în perioada următoare prin magazinele de bricolaj să văd ce găsesc acolo și să le achiziționez. Hai să vă dau câteva detalii despre mansardă. Deci este de 7 metri jumate pe 7 jumate, aproximativ cu minus plus. Bineînțeles că atunci când am construit-o, mi-am făcut un plan cum o să vină împărțită, unde anume o să am camerele, unde o să am baia, unde o să vină montată bucătăria. Însă, probabil că foarte mulți dintre voi știți că de cele mai multe ori planul de acasă nu prea se potrivește cu ăla din târg. Așa că după ce am terminat de construit mansarda, mi-am dat seama că sunt aspecte care mă încurcă și nu prea mai pot să țin cont de planul pe care mi l-am făcut eu și a trebuit să mă adaptez cumva, să vin cu alte idei, să-mi fac un alt fel de plan. Ideea care a fost, eu am construit mansarda asta în grabă, m-am apucat singur de ea, am lucrat singur la această mansardă. Am prins un sezon destul de ploios în vara în care m-am apucat să fac această mansardă, cu toate că m-am străduit și m-am grăbit să termin cât mai repede ca să nu mă afecteze ploaia. Am tras totuși niște potoape destul de zdravene și m-au afectat foarte mult atunci și m-am grăbit cumva să o termin să fie acoperită, să o văd acoperită, să o văd închisă, să fie protejată de intemperii. Așa că nu am mai ținut cont atunci pe moment, de exemplu, la amplasarea stâlpilor centrale, unde să vină ăla, unde să vină ăla, a trebuit să o fac repede și am spus atunci în sinea mea când am construit-o că o să văd eu după ce o să termin construcția, cum o să fac. Și acum sunt la stadiul în care trebuie să mă gândesc foarte bine cum o să mai împart, pentru că nu se mai potrivește cu ce mi-am făcut eu planul inițial în proiect. Am găsit deja câteva variante de compartimentare, să zic așa. Nu sunt, sau varianta pe care am găsit-o ultima dată nu este cea mai bună pe care aș fi putut să o găsesc, dar în condițiile date și în modul cum am construit eu această mansardă, nu prea văd cum aș putea să o fac altfel. Eu aș fi vrut, de exemplu, să am la baie să fie decomandată. Deci, ca să vă explic cum aș vrea să fac aici. Vreau cel puțin un dormitor care să fie cu rolul de dormitor, deci să fie care o să rămână pe viitor camera băiatului meu și aș vrea să mai miasă un fel de living împreună cu bucătăria în același loc, ceva deschis. Știți că se poartă și nu arată deloc rău dacă este făcută așa cum trebuie. Și atunci aș fi vrut să am acces, de exemplu, în baie, să am acces din ambele încăperi și din living și din dormitorul băiatului, prin zone separate ca să nu trecem nici eu prin camera lui, nici el prin camera mea. Numai că în modul în care am construit eu această mansardă, acest lucru nu mai este posibil și atunci va trebui să recurg la o metodă cumva de mijloc. O să împart cumva, așa cum vedeți în planul ăsta pe care vi l-am pus eu pe ecran. O să vină două camere. Problema este că încă nu m-am gândit care din cele două să fie dormitorul. O să văd, pentru că sunt și acolo câteva aspecte care mă cam complică. Aici, de exemplu, în partea asta unde am atelierul acum, aș fi vrut inițial să fac zona de bucătărie pentru că este aproape de partea de instalații, apă caldă, apă rece, țevile care vin de la centrala de jos și așa mai departe, ca să nu mai mă trag cu ele prin toată mansarda. Și atunci mi-ar fi fost mult mai ușor să o fac aici în zona asta. Pe de altă parte, se poate face și dormitorul aici în zona asta și bucătăria cu livingul meu să le fac în cealaltă destinație.
Acum trebuie să mă gândesc că asta discutam și cu David zilele trecute, tot mă întreba, nu te-ai apucat de mansardă? Nu m-am apucat de mansardă, vin, îmi aprind o țigară, îmi beau o cafea, mă gândesc și nu știu ce am de făcut, nu știu de unde să pornesc. Și atunci, până la urmă, o să, deci, la momentul în care fac acest video, încă nu sunt foarte hotărât unde anume o să încep să fac dormitorul. Aia o să fie prima încăpere pe care vreau să o fac, pentru că eu deja vreau să mă mut aici, de jos, de la parter, vreau să mă mut în vara asta, să fiu deja mutat aici, sus, la mansardă. Și în zilele astea care o să urmeze acum, până când o să încep lucrările propriu-zise, o să mă gândesc un pic să văd care sunt avantajele, care sunt dezavantajele destinațiilor celor două încăperi pe care vreau să le amenajez. În orice caz, ceea ce voi face prima dată, deci va fi dormitorul și baia, asta am nevoie urgent. Bucătăria pot să o folosesc pe cea de jos, oricum nu am materialele necesare și nici resursele necesare să amenajez toată mansarda, de deci să fie perfect locuibilă peste tot. În al doilea rând, nu am unde să mut atelierul deocamdată. Eu l-am amenajat aici, în spatele meu. Am migălit un pic până când l-am aranjat să am și unde să-mi țin sculele în ordine și să am unde să-mi filmez și clipurile pentru YouTube. Și atunci o să văd. Ideea este că dacă mă decid să fac aici, în locul ăsta unde sunt acum, dacă mă decid să fac dormitorul aici, va trebui să mut tot atelierul, să-l mut în cealaltă încăpere. Care și acolo necesită un pic de pregătire și tot așa, deci o leacă de problemă. Așa cum vedeți voi, aici sunt aruncate cumva toate sculele, toate materialele, tot ce mai am eu. Am început să-mi tai niște grinzi în două ca să obțin niște rigile din astea de 10 pe 5 pe care vreau să le folosesc la compartimentarea pereților. Am lucrat cu diferite scule pe aici și n-am mai avut nici timp să le așez pe fiecare la locul lor. Uite, asta este un motiv, un prilej ca să nu mai spună cei care mă acuză că îmi țin atelierul doar de decor, că nu-l folosesc. Uitați-vă ce este aici la mansardă. Vă dați seama că s-au lucrat cu toate aceste scule, deci cam așa se întâmplă atunci când ești în lucru. Nu mai stai, nu mai e timpul necesar să le ștergi, să le pui pe fiecare la locul lor. Practic, ai terminat treaba astăzi, mâine o din nou, iar le vei lua, iar le vei folosi și atunci nu mai e nici practic până la urmă ca să stai să le tot aranjezi de fiecare dată la locul lor. Așa că până când o să consum mare parte din aceste materiale pe care le am, cam așa o să fie aici sus la mansardă, destul de multe dezordine. Am și profitat de spațiul care este aici sus pentru a mai adăposti câteva lucruri pe care le avem fiecare pe la casă, prin casă, de care vrem să scăpăm de ele, unde le ducem? În pod, în magazie și așa mai departe. Eu am mai băgat prin ele aici. Așa că să revenim la ce aveam de făcut. Dacă o să fac camera acolo în partea la fereastra dinspre drum, unde m-aș fi gândit eu prima dată, o să am câteva operațiuni de pregătire. După cum observați și voi, nivelul planșeului de la casa veche, pentru că înainte a fost un fel de, nu știu cum să-i zic, o dependență ceva. Noi nu am construit-o de la zero, eu am luat-o așa cum este și am extins-o, am renovat-o, am, cum să vă zic, am construit peste ea încă o cameră, de fapt încă două camere la parter și o baie. Atunci, pentru că planșeul de la dependența veche era un pic cam jos, am zis să nu fac aceeași greșeală și la partea asta nouă și atunci m-am ridicat cu planșeul un pic mai sus. De asta vedeți că este diferența asta de nivel de circa 15 cm acolo. Și atunci acolo va trebui să fac, am cumpărat niște țeavă rectangulară și aș vrea să fac un suport așa la nivel cu placa, peste care voi pune probabil OSB din ăsta de 16, 18, 24, o să văd care este cel mai indicat pentru mine ca să fie o pardoseală destul de solidă, peste care voi pune parchetul și aia este. Deci, bineînțeles, va veni pe dedesubt băgată vată minerală ca să izoleze foarte bine și jos și să avem și noi cât de cât cald sub parchet. Pe urmă, aici unde vedeți voi peretele ăsta din BCA, eu nu l-am mai dărâmat. În cealaltă parte trebuie să-l construiesc din lemn integral, dar aici nu l-am mai dărâmat. Eu doar am
turnat peste o nouă centură de beton, de care am prins aceste costoroabe și am continuat până la nivelul din cealaltă parte, streașina acoperișului. Și atunci eu aici o să văd cum ar trebui să fac, pentru că trebuie să izolez cumva și aici. Nu pot să, oricum nu am cum să finisez, pentru că vreau să pun lambriu. Și varianta la care m-am gândit eu a fost să fac încă un perete pe lângă acest perete, din ceva, din lemn, din profile. O să mă mai gândesc, o să văd în perioada următoare ce voi alege. Voi băga vată minerală de 10 între peretele ăsta și cadrul pe care o să-l fac pentru perete. Pe urmă o să vină, bineînțeles, folie barieră de vapori și la interior vreau să fac din lambriu de lemn. Toată viața mi-am dorit să am o cameră undeva la mansardă din lambriu integral și asta o să fac până la urmă. Chiar dacă lambriul este un material mai scump decât rigipsul, și pentru faptul că nu prea se găsește lambriu de calitate la noi în România. Toată lumea blamează firma asta, Schweinskofer, că nu știu ce face, că probabil, dar să știți că de la ei am cumpărat cel mai bun lambriu de până acum. Nici ăla nu este foarte strălucit, e adevărat că este calitatea B, însă a fost cel mai utilizabil lambriu pe care l-am găsit pe piață. Am cumpărat când am făcut pereți exteriori la casă, un lambriu de la firma românească din Bacău. Și credeți-mă, sunt 6 foi într-un pachet, foile au 3 metri lungime. În cele mai multe pachete, numai 3 foi dintr-un pachet de 6 au putut fi utilizate. Restul sunt fie mucegăite, fie crăpate, fie îmbinate din mai multe bucăți în biscuite, așa, complet inutilizabil. Deci, de asta este un material mai scump. Cu rigipsul aș fi terminat mult mai repede, pentru că ai pus o placă în aia, deja ți-a acoperit vreo 2 metri pătrați sau cât are, și aș fi ieșit un pic mai avantajos, să zic, la bani, dar îmi doresc o cameră integrală din lemn și o să iau tot lambriu până la urmă și o să pun lambriu, pentru că vreau să am așa un ambient rustic acolo la mansardă. Ce altceva o să vă mai spun? Deci, cum o să fac? Între căpriorii de la mansard, de la acoperiș, vedeți că eu nu am mai pus astereală și am făcut o prostie că nu am mai pus astereală. Aș fi putut să pun măcar OSB dacă nu o scândură. Când am făcut-o eu, v-am spus că m-am grăbit foarte repede să termin, să văd odată casa închisă, pentru că ploua în fiecare zi. Este adevărat că nu am avut nici resursele necesare atunci, la momentul respectiv. M-ar mai fi costat undeva la 2500 de lei să mai cumpăr și niște OSB ca să pun o stereală. M-am grăbit, am intrat pe internet să văd dacă se poate face și în felul ăsta, dacă există posibilitatea asta să pun doar folie anticondens și pormă să pun și vata bazaltic. Am văzut că se poate, s-a mai construit așa, deci nu este o noutate ceea ce am făcut eu aici. Și atunci am lăsat-o așa. Numai că, nu știu, e un pic cam, mă cam deranjează, să zic așa. Aș fi vrut să am o suprafață rigidă acolo când introduc bucata de vată să stea pe o suprafață mai rigidă. Așa că o să introduc vata între aceste căpriori. De fapt, înălțimea lor este de 15 cm. Eu am luat vată bazaltică în plăți semirigide și de 10 și de 5. Atunci o să am un strat de 15 cm de vată. Ideal ar fi fost să am de 20, dar nu vreau să mă cobor mai mult cu plafonul. Aș fi putut să mai introduc niște rigle ca să-l fac de 20, dar probabil că este suficient și 15. Sau cel puțin sper că este suficient și 15. La pereți, iar la fel o să fac același lucru. O să bag grosimea de 15 și, așa cum v-am spus, urmă o să vină folia barieră de vapori, să văd cum o să o pun, pentru că tot la fel lucrez de unul singur și cam greu de întins aia. Trebuie prinsă în capse, vin șipcile pentru prinderea lambriului peste ea. O să văd cum o să reușesc să o prind de unul singur. Poate o să mai fac rost de un ajutor până atunci, o să vedem. Ușa, din păcate, la această încăpere, fie că o să fie dormitorul, fie că o să fie
zona bucătăriei, o să vină cumva pe mijloc, așa cum vedeți și în planul pe care l-am făcut, pentru că asta este situația, deci nu am ce să fac. În mod normal nu se face, așa nu se pune, e bine să fructifici cam tot spațiul din camera respectivă și e bine să o ai undeva într-un colț, dar tocmai de asta vă spunem mai devreme, nu am alte variante. Nu am alte variante, varianta mea de acoperiș a fost cu stâlpi pe jumătate, deci practic am împărțit această mansardă în două și trebuie să mă descurc așa cum este. Eu nu am ce să mai modific acum, nu se mai poate face, nu se mai pot face mari modificări la structură. Și atunci asta o să fac în perioada următoare, trebuie să mă gândesc foarte bine cu care încăpere o să încep, ce destinație o să-i dau și odată ce m-am gândit nu mai pot să mă schimb. O să mă gândesc cum o să fac cu acel perete, ce o să bag acolo, dacă o să optez pentru profile din astea UD cu CD sau pentru mine ar fi mai simplu să fac din lemn acel cadru și până mă trebuie să compartimentez prima cameră de peretele băii, trebuie să fac și acolo un perete, iar la fel aici unde vreau să-mi rămână zona de antreu, din nou trebuie să fac un perete și acolo. Mai trebuie încă o ușă. Am cumpărat, sunt două uși deja luate din lemn. Vreau să v-am spus, vreau să am o ambianță numai din lemn aici sus. Mai trebuie încă o ușă exact ca asta. Și bineînțeles că o să încep să mă și filmez, să vă arăt și vouă etapizat așa cum voi face, ce o să fac și mai multe o să vedeți când o să încep lucrările acolo. Ca atare nu îmi rămâne decât să mă duc să-mi procur materialele de care am nevoie. Probabil că o să găsesc și niște chef de treabă pe undeva pe acolo, dacă găsesc o să iau și eu câteva chile. Ca atare asta rămâne. Sunt în fază de pregătire, o să-mi procur materialele de care am nevoie. În momentul în care le am și mă apuc de treabă, dau drumul și la filmare, o să fac ceva materiale video, o să vă arăt și vouă cum fac așa începând de la zero, ce scule o să folosesc și cum o să procedez eu. Așa că ne mai auzim atunci când o fi să încep lucrările propriu-zise. Dacă v-ați uitat până aici, vă sunt recunoscător, vă mulțumesc și o să ne reauzim la următorul meu video. Până atunci vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și eu la fel aș vrea să am și numai bine!